A fost astăzi gazda copiilor de la clubul din Petrila. După ce au vizitat stația, micuții au așternut pe hârtie într-un curcubeu de culori cele văzute. Copiii sunt cei care transmit informația cel mai curat, cel mai real, fără să fie alterată sau schimbată de tot ce înseamnă flux tehnologic, elemente tehnice din cadrul uzinei de apă. De aceea, copiii împreună cu Clubul Copiilor, pentru că odată cu informațiile care le-am dat noi, poate într-un dat mai mult tehnice, împreună cu informațiile și cultura care au asimilat-o din cadrul orelor de la club, să vadă o altă imagine vis-a-vis de ce înseamnă tratarea apei și realizarea a unei ape potabile din apă brută, cum ajunge apa potabilă la locuitorii Văijiului.